Salut și bine v-am găsit la un nou vlog aici alături de mine. Astăzi discutăm despre asigurarea și cheltuielile pe care le am cu această mașină din spatele meu, cu A7-le pe care deja îl știți. Și foarte mulți m-ați întrebat: Mihai, cât costă, cum e, cât dai la asigurare și așa mai departe. Astăzi vreau să vă prezint un pic ce înseamnă costurile unei mașini în Germania. Astăzi vă voi explica cam ce salariu ar trebui să aveți ca voi să vă puteți permite o mașină, cât plătiți asigurare, cum îți stă treaba cu asigurarea și ne vom uita direct pe asigurarea pe care eu o am și vom discuta direct pe subiect. Am chiar aici și voi o să vedeți acum pe ecran asigurarea mea. Aici este profilul meu. Dacă ne uităm mai jos, avem aici Laufen, înseamnă că merge, da? Asigurarea. Și hai să vedem pe ea exact discuție direct concret ca să nu pierdem vremea. Eu am full casco pe mașină, plus o mică chestie aici și pentru străinătate, un șuț. Adică practic sunt protejat și în străinătate, la fel ca în Germania. Uitați-vă aici, aceasta este suma pe jumătate de an, halbjährlich, da? Halb e jumate și iar înseamnă an, pe jumătate de an este suma aceasta, 1470 de euro, să o zicem așa, dintre care doar casco este 894 de euro, dar la o mașină de genul ăsta, practic peste 30.000 de euro, eu consider că trebuie făcută o asigurare cu full casco. Foarte important și foarte interesant, în Germania nu ești asigurat pe număr nelimitat de kilometri. În funcție de vârsta pe care o ai, numărul de kilometri, aici în Germania primești o anume asigurare. Primești un preț, da? Prețul meu pe care eu îl plătesc pentru, uitați-vă că vă arăt acum pe ecran, 15.000 de kilometri, da? 15.000 de kilometri pe an, ceea ce este puțin dacă faci drumul România, Germania și te mai duci prin Grecia și mai faci câte o vacanță și mai umbli și prin Germania, te duci până în nord și vii înapoi, credeți-mă că este, nu se ajung kilometrii ăștia. Eu am făcut prima asigurare pe care am făcut-o, am făcut-o la 12.000 de kilometri. Am crezut eu, am zis: domne, am luat mașina la 148.000, zic, până la 160.000 îmi ajung. Și am luat mașina în iulie 2023, am venit cu ea în România, în România m-am plimbat, de acolo am plecat în Grecia, Grecia înapoi România, și Grecia, gândiți-vă că am fost aproape, am fost în Halkidiki, n-am fost undeva Zakynthos sau ceva. M-am întors în România. În România, într-adevăr, m-am tot dus ba din București la Brașov, la Făgăraș, la Vâlcea, înapoi la Făgăraș, înapoi la București. Nu știu să vă zic, dar am făcut ceva kilometri. După care am plecat din nou în Germania. Credeți-mă, când am ajuns înapoi, am reușit și am făcut undeva la 158.000 de kilometri. Deci gândiți-vă, mai aveam 2.000 de kilometri și asigurarea mea era pa. Așa cum puteți observa și aici, pe 27-a 10-a aveam 159.000 de kilometri. Fapt pentru care a trebuit să măresc asigurarea, pentru că tu dacă depășești la 160.000 s-a închis asigurarea pe ce ai plătit până atunci, și tu dacă te duci ai 161.000 sau 160.000, un kilometru în plus, nu mai ești asigurat. Adică tu ești pa. Ceea ce înseamnă că trebuie să-ți adaugi kilometri pe asigurare. Ceea ce eu am făcut din cauza asta, vedeți la mine, ești 15.000, am adăugat 3.000 de kilometri. Pentru acești 3.000 de kilometri am plătit 130 de euro în plus. Acum, problema știți care e? Că mie nu mi-ajung nici ăștia, pentru că noi la momentul la care filmăm acum este decembrie, va urma să plec în România pentru sărbătoria de Crăciun, pe perioade în care stau mai mult de 2 săptămâni, plec cu mașina. Și atunci, practic, ei nu socotesc pe an, ei socotesc pe anul calendaristic, adică tu ai cumpărat și ai început asigurarea în iulie, cazul meu, ți se închide anul tot în iulie. Așadar, tu trebuie să socotești din iulie până în iulie anul viitor câți kilometri faci. Pe mie nu mi-ajung ăștia, va trebui să plătesc din nou, și deja m-am interesat, pentru 8.000 de kilometri în plus voi plăti 250 de euro, ceea ce înseamnă că se adaugă la ce vedeți voi aici încă 250 de euro, da? Și practic kilometrii total pe an vor fi de 23.000 de kilometri. 1470 plus 250, asta înseamnă, deci avem 1720 de euro pe jumătate de an, atenție, 1720 plus 1720 pe an, ne ducem la 3440 de euro fără schimb de anvelope. Apropo, aici, ca să-ți dea anvelopele jos și să ți le pună, deci nu echilibrat, nu nimic, ți le dă jos și ți le pune la jante de astea pe 19-20, costă undeva între 120 și 150 de euro. Acum împărțiți voi banii ăștia pe an, se mai adaugă și acolo, undeva pe an, faci o revizie, care revizia costă aproximativ vreo, nu mai știu cât am dat, 300 de euro, e într-un vlog cât am dat pe revizie, dar nu mai știu exact. Pune și pe aia, zi în mare că mașina te costă cu tot cu asigurare pe
an, punem și batem în cuie suma de 4.000 de euro, da? Și hai să facem un calcul rapid. 4.000 de euro împărțit la 12 sunt 333 de euro lunar care ți se duc pe mașină fără nicio benzină. Deci fără nicio reparație dacă se strică ceva la mașină. Gândiți-vă la chestia asta. Acum, ce mai este adevărat este că este prima mea mașină matriculată pe Germania și m-au luat efectiv de la 000. Deci acel bonus malus care există la mine în secunda asta este sub nivelul pământului, da? Și din cauza asta probabil că cine deja are mașini matriculate 2-3 pe Germania și are deja un istoric de 5-6 ani, vârsta este deja între 30 și 35, nu mai e sub 30 de ani. Toate chestiile astea contează și poate că plătești mult mai puțin, s-ar putea să fie dintre cei care se uită să aibă deja, în loc de cât plătesc eu, ei să plătească la jumate pe an. Da? Deci în loc de 3.440 sau cât am zis noi că este pe an, ei să plătească poate 2.000 de euro, poate să plătească 1.500 de euro. Habar nu am. Ce mai este important pe asigurarea nemțească? Voi trebuie să fiți atenți și o să vă arăt acum aici la detalii la mine. Uitați-vă aici, cei care sunt sub 25 de ani nu au voie să-mi conducă mașina. Practic, asigurarea în Germania este pe persoană și nu este pe mașină, nu este ca în România. Eu am asigurare pe mine și am bifat o clauză pentru care am plătit încă 160 de euro. Deci, puneți voi pe acolo, da? Tot. Deci, asigurarea la mine ar fi fost pe jumătate de an, cam 1200, dar cu toate s-au adunat. Am mai plătit încă 130 de euro pe an ca toată lumea care are peste 25 de ani să poată să conducă mașina. Asta este o clauză bifată în contract. Normal, poate doresc să nu o ai, da? Deci nu este obligatorie. Dar, de exemplu, a mea soră, care are 21 de ani, nu poate să-mi conducă mașina. Sau dacă o face, face pe proprie răspundere și dacă se întâmplă un accident, asigurarea nu acoperă absolut niciun cost, ceea ce e dezastru, vă dați seama. Pentru suma asta, gândiți-vă că eu aici am declarat că țin mașina la garaj și ați văzut că o țin la garaj, da? Acum, nu știu, există tot felul de clauze. Aici eu am bifat că o utilizez doar privat, inclusiv drumul până la muncă, tot privat se consideră. Și în fine, este o grămadă de opțiuni. Probabil că dacă nu bifezi asta, ai mai scăpat 130 de euro, dacă ești doar tu asigurat pe mașină, așa. Probabil că poți să mai reduci costul din ce v-am arătat eu cu aproximativ 300 de euro, zic. Habar n-am, ceva de genul maxim. Dar ce vreau să vă spun este că v-ați făcut o idee și acum vreau să discutăm despre costurile care se adaugă în momentul în care tu ai și o rată la această mașină. Deci media la mașinile astea este între 30 și 35 de mii. Luăm 32 de mii de euro, să zicem că ai dat pe mașină. 32 de mii, vii tu cu un 7.000 de euro. Punem 7.000 de euro, rămânem cu 25.000, da? 25.000, ai dat avan 7.000, 25.000 de euro îi împarți pe 5 ani, sunt 5.000 de euro pe an, ca să faci și un rotund, împărțit la 12 luni, sunt 416 euro. Acum mai cumperi un deodorant, mai faci o nebunie, pune și 420 să fie un rotund acolo, da? Am 420 de euro rata la mașină, fără nicio dobândă. Gândiți-vă că dobânzile la mașini aici sunt, dacă ai noroc, pleci de la un 7% și te duci până la 13%, depinde de autohaus. Zicem că ai, 9, ai un 9, realist vorbind, un 9, da? Din 32.000 înseamnă 2.800. E, gândiți-vă voi că aveți 2.800 bani împărțit la 12, care este 233 de euro pe lună, care e ceva. Și avem 2.880 împărțit la 12, 240 de euro pe an, 240 de euro plus cât am zis că aveam noi rata, 420 de euro, da? 240 dobânda, dai 660 de euro. Îți mai vine asigurarea, care e să mergem pe asigurarea mea, să zicem, da? Abia vint în Germania, am nicio mașină matriculată, 3.440 parcă era împărțit la 12, da? 286 de euro este asigurarea și avem 240 plus 420. Grosomodo 950 de euro asigurare cu dobândă și cu rată. 950 de euro, suntem aproape la 1000 de euro. Gândiți-vă că pe lângă asta vine impozitul. Și o să calculăm împreună să vedem cât ne costă impozitul la mașina asta pe an, da? Și asta e foarte important, să-l adăugăm la calcul. Suntem aici pe site-ul de impozite în Germania, ne uităm aici 2014-2020, diesel, ăsta e 2967, 2967, capacitatea cilindrică. Și foarte important este să adăugăm și emisiile de 162, zice aici, suntem pe mobil, evidențeles, și Berechnen vreau. 419, 420 de euro pe an este impozitul. Impozitul este practic ca în România de scump, zicem, dau eu seama. Și avem așa, 420 pe an, că noi calculam pe an, împărțit la 12, încă 35 de euro pe lună, nebunia asta, da? 950 plus 35 de euro impozit,
985 de euro. Acum, mai departe, n-am terminat, stați un pic. În Germania nu poți parca pe stradă tu ca așa vrei tu. De exemplu, în familia mea, noi avem două mașini. Tata una, eu asta. Da? Per familie, per apartament, ți se acordă un singur loc de parcare pe stradă. Deci ți se dă, dă de la primărie o pancardă, poți parchezi, n-ai nicio treabă. Dar, ai ce darul. Dacă ți se dă garaj, cum i-a dat tatălui meu în momentul în care i-au închiriat aici acest apartament, a doua mașină care vine în familie nu are voie să primească nici pancardă afară, nici garaj, nimic. O mașină per apartament și la revedere. Ce a făcut băiatul? Că trebuie să ne descurcăm, nu? Am vorbit cu un vecin care nu are mașină, știam că nu are mașină, am vorbit cu el, azi când închiriază garajul și plătesc pe lună la garaj 55 de euro. Hai să adăugăm această sumă la lună, da? Plus 55. Și am ajuns la 1040 de euro. Bun. Avem așa. Asigurare, rată, dobândă la rată, impozit și garaj. Sunt cele 5 cheltuieli fixe pe care tu le ai pe lună timp de 5 ani de zile la calculul pe care noi l-am făcut pentru așa ceva. Și mi-a dat și 7000 de euro. Gândiți-vă la ce bani ajungeți voi în 5 ani de zile să plătiți pe mașina asta, ce bani cheltuiți și atunci vă puteți da singur răspunsul dacă voi vă permiteți așa ceva în secunda asta. Putem să facem o simulare de rată și o simulare de cheltuială pentru o mașină nu cu 3 litri, de 2 litri, un pic mai ieftină la 20.000 de euro, dar asta vreau să fac în alt clip, da? Deci gândiți-vă, practic, în această situație să aveți un salariu peste medie, deci nu 2500, punem 3.000 de euro mână, sau hai să punem, uite, 2.800 ca să se pupe așa frumos, da? Să fie chiar realist. Ați venit și voi de 3-4 ani în Germania, mai mult nu o să câștigați, vă garantez, de 3.000 de euro punem un 2.800. Să zicem că stai singur, da? Să zicem că nu stai la părinți cum stau eu și am acest beneficiu și acest ajutor, plătiți și chirie, chiria, dai 1.200 pe chirie, ți-au rămas 1600, din care scazi mașina 1050 de euro, ai rămas cu 550 de euro. Atenție, trebuie să bagi și benzină, că asta nu merge, sau motorină, da? Nu merge pe aer. Gândiți-vă dacă mai bagi 400. Am ajuns și am cheltuit toți banii, am ajuns poate cu 100 de euro, atenție, și nu ne-am luat de mâncare. Nu ne-am luat o haină. Vine un Crăciun, trebuie să ieși un cadou la părinți, la frați, la, nu? Îți ieși tu pe tine ceva bine, îți faci un cadou, îți ieși un parfum. 2.883.000 de euro. În bani românești, 15.000 de lei. 15.000 de lei în Germania nu sunt suficienți ca să poți să-ți permiți o astfel de mașină, să poți să-ți permiți o chirie și să trăiești ca un om normal care vrea să se ducă la Rewe, la Kaufland și să-și cumpere și el frumos ceva să pună pe masă. Există două scenarii. 1. Câștigi 3.000 de euro sau mai puțin și ești nu singur, ești și cu soția sau prietena și împreună per familie aveți deja alt venit, 4-5.000 de euro. 2. La mână nu plătești chirie, da? Dacă nu plătești chirie, poți să-ți faci nebunia să zici că aloci 1.000 de euro pe lună, îți rămân 2.000 de euro. Dar și așa părerea mea că este greșit să faci chestia asta. Varianta cea mai bună pe care eu am aplicat-o și în care cred și o promovez cel mai bine este minim salariul să-l ai de 3500 în mână. Să nu, practic, de banii aia tu când ți-au intrat nu să te apuci să plătești chirii, nu să te apuci să plătești rate. Da? Îngrijește-te, strânge banii, du-te și cumpără-ți mașina cu banii jos dacă vrei, pentru că, deci vorbim aici nu de alte țeluri, că vrei să investești, să faci business-uri, să chestii, ești nebunit după mașini, mașina e viața ta. Strângeți bănuțul, tată, te duci și ai plătit 30.000 de euro, 34.000 de euro, ai terminat, ți-ai făcut nebunia, dar să mai ai un depozit undeva la 10.000 de euro măcar, între 5 și 10.000 de euro să-i mai ai acolo. Te duci frumos, ai plătit bănuțul, ți-au intrat bănuții 3.500 pe lună. Cu soția, dacă ești, ajungi la un 4-5.000 și deja e altă poveste. Dar să faci rate, părerea mea este că te-ai dus în cap, pentru că ratele și la banii ăștia, poate doar dacă vreți voi să vă faceți rate pe 5, 7, 8 ani. Poate că acolo nu mai dai 1.000 de euro pe lună, dai 600. Dar să dai rate pe total nu contează. 600, 1.000, 2.000. Cât vreți voi să vă socotiți, este cea mai mare greșeală, pentru că te afunzi și nu mai ieși, pentru că mașina asta nu o să fie o bucurie, va fi un chin, o să te înjuri în fiecare zi și o să ții mașina 3 luni de zile și o să o pui la vânzare, pentru că o să-ți dai seama că toată bucuria vieții tale și tot ce vrei tu să faci
să te duci într-o vacanță să-ți cumperi o haină, totul nu se mai întâmplă, totul e limitat la jucăria asta. Voi trageți concluziile, eu sper că v-am ajutat cu aceste calcule realiste și cred că ați prins ideea și cam care ar fi variantele, cum puteți să faceți. Vă aștept cu multe comentarii, sunt deschis la orice subiect și poate găsim o cale alta decât tot ce v-am povestit eu aici. Poate există altă variantă și mie nu mi-a venit în cap să vă povestesc o altă soluție, cum ați putea să vă și permiteți această mașină, să stați și în chirie și să și trăiți. Da, cred că este un pic cam greu. Până data viitoare, nu contați cu șeptar, fără șeptar, A7, Audi, S-Clase, lăsați-le în aibii de mașini. Să trecem la Azica, la originală, să fiți fericiți, vă zice fratele vostru, să vă bucurați de viață că una e și e frumoasă. Până data viitoare, să vă meargă după inima voastră.